Este ora 7:21. Iar după un drum lung de 7 ore cu trenul, am ajuns în Băile Herculane. Am lăsat haosul, aglomerația de o parte din Istanbul și am venit într-o oază de relaxare. Nici bine n-am ajuns și Alin deja încearcă să mănânce ceva de aici și a luat un șnițel, costă 12 lei și presupun că este primul client pe ziua de astăzi pentru că nu are aproape nimic în vitrină aici. Iar după aceea o să ne continuăm drumul. Și n-avem cum să plecăm mai departe la drum lung, pentru că o să fie un drum foarte lung până la cazare, pe care cred că o să-l facem pe jos, înainte să mâncăm, așa că prima dată mâncarea. Urmează să facem acum un drum destul de lung de la gară până la hotelul la care suntem cazați, adică la Afrodita, la care noi am mai fost cazați acum un an jumătate și ne-a plăcut foarte mult. Și totuși am zis să revenim în Herculane, deoarece e o zonă foarte frumoasă și nouă ne-a plăcut și data trecută, cu toate că eu am mai fost și înainte când eram mai mic. Și ai ce vedea, chiar nu te plictisești. Avem de stat aici 2 zile, astăzi o să avem check-in-ul la ora 4. La ora 4, da. Iar până atunci o să vedem dacă putem lăsa bagajele. Și noi să ne continuăm drumul, să facem un traseu, după aia poate bem o cafea pe undeva și urmează după aia să ne facem check-in-ul. După ce ne facem check-in-ul, o să verificăm cum stă treaba cu piscina și cu saunele, că am auzit că e bine rău de tot acolo. Așa că rămâneți aici aproape pentru că urmează cadre foarte drăguțe din locurile astea superbe. Mă bucur să văd că de când am mai fost noi aici s-au modernizat foarte multe lucruri și arată foarte bine tot ce au pus în zona aceasta. De exemplu, când am venit noi prima dată nu era absolut nimic, iar acum văd că este o zonă care seara va fi luminată și are și panouri solare pentru fiecare felinar. În partea din spatele meu a rămas însă la fel, sunt aceleași magazine ca și data trecută, iar zona aceasta a fost zona în care noi am luat fiecare magazin la rând data trecută și ne-am luat ba o cafea, ba ceva de mâncare, pentru că nu știam ce să facem data trecută, până când aveam check-in-ul la ora 4, după cum v-am spus. Când am venit prima dată, am venit la ora 5 dimineața, și a trebuit să stăm multe ore, chiar dacă noi fusesem și la cădițe. Așa că acum, văzând că s-a modernizat toată zona aceasta, mă bucură enorm și înseamnă că poate pe viitor o să se investească și mai mult și o să arate și mai bine. Acum urmează o urcare. O să urcăm toată zona aceasta până ajungem la hotel, hotel care este aici în față. Și după aceea coborâm, sper să ne lase să ne lăsăm bagajele. După aceea coborâm să vedem ce putem explora prin zonă până la ora 5, pentru că la ora 7 va trebui să venim din nou la cazare și să mâncăm, pentru că noi ne-am luat cazarea aceasta pentru 2 nopți cu cină și cu mic dejun și va trebui să profităm și noi de acest lucru, pentru că și prețul a fost pe măsură pentru aceste 2 zile. O să vă lăsăm și prețul la final. Nu știu dacă se poate distinge foarte bine, însă aici este o invazie de rândunele. Sunt peste tot în viața mea, n-am văzut atât de multe rândunele, nu înțeleg care este procesul, de ce au apărut atât de multe, ce se întâmplă. Dacă stau pe la balcoane și acum au ieșit, nu știu, sunt extrem de multe.
tocmai ce ne-am lăsat și noi bagajele. Și în jurul hotelului găsiți panouri informative cum că s-ar face excursii în diferite părți ale țării, cum ar fi în Târgu Jiu, morile de apă de la Rudăria, Cascada Bigger. Și încă ceva despre Cascada Bigger este că era mai mare, dar s-a rupt o bucată din ea și acum este mai mică. Dar tot merge vizitată pentru că este unică. Am găsit și această hartă care prezintă mai multe atracții, obiective, cazări și sunt toate specificate aici. Cel mai mult pe noi ne interesează partea aceasta cu izvoare termale, dar și cu trasee. Aici este urcarea către Crucea Albă și fix în stânga avem și marcaj către toate destinațiile. Și o să urmăm și noi traseul acesta și vedem unde ajungem și în cât timp. Vrem să ajungem la Crucea Albă, așa că rămâneți aproape să vedeți cum este traseul. După o porțiune sănătoasă de urcat, am ajuns la un alt indicator care ne arată și durata traseului. Și traseul începe de aici. Practic am mai urcat o porțiune pe șosea, mergând pe jos, în urcare, așa că de aici ne luăm toate informațiile și plecăm mai departe. Mai avem foarte puțin și ajungem la Crucea Albă, care este sus pe stânca aceasta, însă până acum, vreo 30 de minute, doar am stat în acest loc și am admirat toată priveliștea asta care stăie răsuflarea. Cei care au rău de înălțime aici pot simți o anumită senzație de frică, însă, Doamne, cât de frumos este! Deci nu-mi vine să cred. Cum am ratat data trecută obiectivul ăsta? Este minunat! Mai ales cu vremea care este perfectă pentru a urca pe munte.
tocmai aici am terminat traseul de la Crucea Albă. A fost foarte frumos, n-am mai făcut un traseu de foarte mult timp. O ieșire în natură foarte bine meritată, nici că se putea mai bine și vremea a fost foarte ok. Este cald, dar majoritatea traseului merge pe la umbră. Ca dificultate, cum ți-a părut iubirea mea? Pentru că n-am mai făcut de mult efort fizic, mi s-a părut ușor spre mediu. Cum zicea și Alin mai devreme, zicea că este un traseu asemănător cu cel de la Brașov, de Tâmpa. La Tâmpa. Da, într-adevăr, seamănă. Iar peisajul este total diferit și ce ne-a plăcut nouă cel mai mult este fix peisajul de aici, de la Puntea Veche. Mi se pare că e mult mai interesant să treci un pod suspendat la înălțime decât la Crucea Albă. Dar view-ul de la Crucea Albă, într-adevăr, este foarte frumos asupra Herculanelui, dar și aici la Puntea Veche poți avea un view asemănător. Numai că nu vezi toată stațiunea, deoarece e o stâncă pe o parte. Deci, în cazul în care vă plac drumețiile de genul ăsta, noi vă recomandăm acest traseu pentru că de aici puteți vedea o priveliște minunată. Și acum trecem pentru ultima dată pe Puntea Veche de lângă Crucea Albă. Mie mi se face puțin amețeală când trec pe aici, mai ales pe la... Mamă! Doamne, ia uitați, 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 uitați aici! Mie mi-e frică puțin de înălțim, dar mă urc pe munți. Paradoxal! Pas de soleil, pas de soleil.